Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade. Astăzi am să fac un tutorial sau videoclip despre cum leg eu roșiile și cum le curăț de lăstar sau cum le copilesc, mai clar, ca așa se spune, da? Pentru legatul roșiilor am să folosesc acești mici araci pe care soțul meu mi-a tăiat, deci el i-a tăiat în mod special la dimensiunea aceasta și special cu vârf ca să poată să intre în pământ, iar în partea de sus a făcut o gaură prin care pot să introduc sfoara și să o leg de sârmă. Deci pentru legatul roșiilor am nevoie de acești mini araci. Voi folosi și sfoară, un cutter și un ciocan cu care să bat acești araci. Da? Și pentru că planta este mică, deocamdată nu o leg, ci doar o fixez pe sfoară și o las la modul acesta ca să aibă un sprijin momentan. Am să o leg pe măsură ce ea se va înălța. Ca un exemplu acum, eu sunt deja la a doua tură de a curăța aceste roșii. Haideți să luăm această roșie, este roșia pestriță, care deja, uitați, s-a format. Și practic cum curăț eu aceste roșii, pornind de la rădăcină în sus pe tulpină. Am aici un copil pe care îl rup, dar până la rod am să tai aceste frunze care deja sunt și puțin pălite. Am să tai și acest copil, da, iar frunza o voi lăsa pentru că este important să am o frunză în apropierea rodului, da? Aici am frunză, aici am frunză, frunză, aici am un copil, da, o să-l tai pentru că pe nivelul al doilea aici, imediat, am un alt rod, alte flori, deci pe ăsta-l voi tăia, da? Mai departe am frunză, și iară pe nivelul 3 floare care automat va face rod. Și atunci, deci am un nivel, 2-3 nivele, da? La momentul în care roșiile vor începe să se maturizeze, am să leg această roșie cu o sfoară chiar de sfoară, pentru că sfoara este rezistentă. Deci sub fiecare roșie în parte, ca să susțină greutatea. Acum nu este cazul să o leg, deci nu voi face acest lucru. Deci așa am legat planta, da? Eu zic că este un sistem destul de bun și economicos, pentru că dacă ai două plante, nu trebuie să fixezi doi mini araci, ci doar unul, care, iată, este foarte stabil și
Te ajută să legi două plante folosind un singur țăruș de genul ăsta și să le mai și copilim între timp. Ia să vedem. Asta este roșia creață cărnoasă, de la care de vreo 4 ani opresc semințe și pun în fiecare an răsad. Deci la asta creață văd că are două ramificații. Deci pe o singură tulpină avem două ramificații. Pe asta am rod. Asta va fi o roșie de sămânță, să știți. Deci de la asta va trebui să iau sămânța. Pentru că așa se spune că la roșia de la bază, prima roșie care crește, trebuie să-i luăm sămânța. O să mai las frunza pentru că este importantă pentru plant. Merg la nivelul 2, am frunză și aici am un copil, o să-l rup pe ăsta. O să mă folosesc de un cutter. Da. Iar pe nivelul 2 am roșie. Da. Deci, practic, între nivelul 1 și nivelul 2 trebuie să lăsăm obligatoriu o frunză, două, da? După care, iată, trec la nivelul 3, deci între nivelul 2, adică unde am roșie, și nivelul 3, unde la fel am fruct sau rod, las frunză. Deci pe asta o las, o las și pe asta. Și aici, iată, avem doi copili. Pe ăsta îl voi lăsa, pe ăsta îl anulez. Deci nu-l mai las, da? Și frunza o lăsăm pentru că prin ea practic planta se hidratează. Și aici mai am un copil, la fel îl rup și pe ăsta. Și am rezolvat. Deci pe această ramificație am trei roduri, una, două, și urmează la nivelul al treilea, care deja s-a format. Iar pe această ramificație, la fel, haideți să vedem frunză, 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 am doar un rod aici și pe ăsta îl voi tăia. Deci doar un nivel și un rod, atât. Și în rest voi lăsa frunzele. Iar la aceasta, și bineînțeles că e bine să tăiem și frunzele uscate, practic nu mai ajută la nimic, da? Și consider planta perfect curățată și copilită. Și aici, la planta asta, la altă, haideți să vedem, o să anulez frunzele care sunt uscate, deci le tai, da? Inclusiv copii care sunt, și pe ăștia anulez. Și aici la fel. Bun, deci de la bază am tăiat, pentru că nu am rod absolut deloc și mă opresc practic la primul rod, și aici deja am ramificație. Și primul rod este aici, da? Între el mai am o frunză mare și un copil pe care îl anulez, da? Deci las frunza pentru că este importantă pentru roșie. Aici la fel anulez acest copil, da? Și iată, ăsta este primul nivel. Acesta este primul nivel cu rod. După care urmează al doilea nivel cu rod, da, îl las, și iată în vârf este al treilea nivel, da, și îl las și pe ăsta, da. Iar pe a doua ramificație am frunză care este importantă, frunză și copilesc aici. Aici am rod nivelul 1 și nivelul 2 de rod. Deci nu anulez absolut nimic. Aici am un copil și îl voi rupe pe ăsta. O altă zi din iulie, respectiv 19 iulie. O nouă zi de lucru
roșii, majoritatea roșilor le-am legat și sunt udate și curățate de buruieni. Aici avem o roșie creață, cărnoasă. Am trei nivele de rod, da? Între nivele, adică între rod, trebuie să existe aceste frunze care să ajute planta să absoarbă apă. Pentru că planta prin frunză trăiește, practic. Aici la fel am roșie. Ia uitați roșiile negre. Deci dacă observați la asta am două ramificații. Pe ramificația asta la nivelul rădăcinei, la nivelul solului aproape, am un rod. Mai avem încă un rod aici. Da? Și încă unul aici. Deci este copilită, frunze între ele și nimic altceva. Și multă apă. Apă. Aici avem o sfoară. La fel, aici avem roșie neagră pe rod. Primul nivel, al doilea și al treilea. Deci încă o roșie neagră, încă una, aici la fel, este cu două ramificații, am primul nivel de rod și al doilea. Iar pe a doua ramificație, la fel, am primul rod, da? Și al doilea, iar al treilea e în vârf. Și aici tot roșie neagră. Aici tot roșie neagră. Uitați cât sunt de frumoase. Haideți să vedem și altfel de roșii. Haideți să vedem roșia pară. Uitați. Crescută și ea destul de înaltă. Două ramificații. Una, două, trei ramificații. Trei ramificații, da, le-am oprit pe toate, iar pe prima ramificație rodul este de-abia aici. Și mai am încă unul aici. Deci am doar două roduri. Și în continuare inimă de bou. Și aici tot inimă de bou. Asta e cea purpurie. Deci nu este roșu acela intens. Este un roșu purpuriu. Sunt inimă de bou două soiuri. Unul roșu aprins și unul roșu purpuriu. Și cărnoase amândouă. Deci aici, iată, avem primul rod aici. Hai să mai vedem. Avem ramificații apoi. Da? Două ramificații. Cu un rod aici și unul aici în vârf, da? Iar aici, pe ramificația asta la altă, am jos un rod și mai am tocmai aici nivelul 2. Deci observ că și încă o ramificație cu încă două ramificații, fiecare cu rodul ei. Probabil că o voi renunța la una în timp. Observ că plantele astea sunt destul de înalte, mult mai înalte, dar am unele pitice. Astea sunt roșii cherry pe care le-am plantat un pic mai târziu. Le-am avut în glastră, aveți poze pe Instagram și uitați ce diferență, ce bine au pornit. Au tulpina foarte puternică, scurtă. Frunze foarte sănătoase.
Ia uitați ce frunze au. Și apoi rod. Deci rodul e un buchet. Una, două, trei buchețele de flori în vârf. Așa le las. Până când încep să crească, să văd în evoluția lor, nu le fac nimic altceva. Nici măcar nu le leg, pentru că văd că sunt de înălțime nici măcar medie, mică. Deci nu sunt deloc înalte. Le-aș putea trece la roșii pitice pe astea, pentru că văd că nu cresc așa de înalte. Și mai am una aici. Și multe altele le am în glastră. Deci diferă roșiile de la soi la soi. O nouă zi, o nouă seară din luna iulie. Astăzi este în 21 iulie. Este ora 19:30. Sunt 30 de grade la acest moment. Este foarte cald. Dar asta nu mă împiedică să vin cu încă un video tutorial, încă un clip pe care să-l adaug la celelalte pe care le-am făcut, le-am filmat și le-am mixat într-un video tutorial mai mare. Este numai despre roșii și despre grădină, despre cum le-am legat și cum le copilesc. Și am încercat să cuprind în acest material toate soiurile de roșii pe care le-am sădit. Dar acum vreau să vi le prezint pe acestea de săpata. Știți că aveam niște roșii pe care le-am primit și sunt foarte curioasă să văd cum se prezintă. Și sunt și curioasă să văd la momentul în care se vor coace cât de gustoase sunt și cum sunt ele ca soi. Le-am legat și pe ele, deci sunt legate în același sistem cu țăruși, da, și cu sistem de găurire de o parte și de alta, legat cu sfoară. Așadar, acestea sunt roșiile de săpata. Haideți să ne uităm un pic la ele. Sunt destul de micuțe. Ca și plantă s-au dezvoltat foarte bine, dar ca și rod văd că încă sunt flori multe și roșii foarte, foarte puține. Haideți să o luăm pe această roșie, această plantă. Da? Tulpina ei este foarte sănătoasă, deci de la rădăcină în sus avem un 10-15 cm. Văd că se... deci pornesc două ramificații, da? Văd că nu am absolut niciun rod pe cele două brațe care s-au separat, da? Și așa că o să merg pe ramura aceasta din dreapta până când dau de un rod, să zic, sau de un copil. Dar văd că am un copil aici, pe partea stângă, da? Care are ceva flori, după care am frunză, da, merg mai sus frunză, lăsăm frunzele pentru că sunt sănătoase și ajută planta, da? Aici am un copil de-abia, dar ia uite unde sunt mai mult decât la mijlocul plantei, iar în vârf am doi copili. Am să-l opresc pe acesta, iar trei copii sunt. O să fac așa, deci anulez unul, anulez încă unul și îl voi lăsa pe acesta din mijloc, care deja are și roșii formate. Și de asemenea las frunzele. Da, iar acum trec pe a doua ramură, da,
și la fel merg până când găsesc un copil care poate să aibă și rod. Da? Și iată că am unul aici. Ăsta. Mai am unul aici, doi. Mai am unul aici care are și rod. 3. Da? Și încă unul aici pe care am să-l anulez. 4. Și o să-l las pe ăsta 5. Deci 4 l-am rupt. Așa. Și o luăm de la capăt încă o dată. Îl anulăm și pe ăsta. Da? Lăsăm un copil aici care trebuie să facă rod, deci unul aici, frunze, după care mai am un copil aici pe care îl anulez și merg mai departe, încă unul aici. Deci aici, în practic, nu am doi copii, nu am decât doi copii pe rod, atât. Pe ramificația a doua, ceea ce este suficient. Planta se prezintă bine, este sănătoasă, așa încât nu rămâne decât să crească și să o ud. În rest, toate arată bine, toate sunt pe rod, sunt udate, sunt copilite. Așadar, stând și analizând evoluția acestor roșii de la momentul în care sădesc răsadul, crește răsadul, plantez răsadul în pământ, iar apoi ajut planta ca ea să crească și să evolueze, este un proces destul de anevoios, care necesită multă răbdare, multă muncă și multe zile de muncă și foarte multă dedicație pentru aceste plante, pentru că de ce să nu recunoaștem, în fiecare an am avut destule emoții la momentul în care am pus aceste răsaduri și am așteptat să le văd crescute și, cum să zic, puse în pământ, plantate în pământ și să ajungă ele să fie cu adevărat roșii la maturitate, deci să fie pe rod. Fiecare an am astfel de emoții, vă spun sincer. Dar merită emoțiile și pe lângă toată această muncă și această grijă, pentru că după ce le plantez și încep să crească, vine perioada în care de copilire, perioada de legare a lor, permanent trebuie scudate, adică la două zile cel puțin trebuie scudate. După aceea, după toată perioada asta de copilire și de legare și udat, vine și perioada de cules, dar sunt emoții și vis-a-vis de fenomenele din natură, pentru că fiind plante care cresc în grădină, adică în libertate, în natură, ele sunt supuse fenomenelor de arșiță, de ploaie, de vânt, de frig, și foarte puțin, să zic așa, le-am protejat. Și pe lângă acest lucru, mă bucur foarte mult că, uitați, și în acest an, dacă ne uităm la fiecare frunză în parte de la aceste roșii, este perfect sănătoasă. Nu are dăunători, nu are niciun fel de
eu știu, puricei sau gândăcei care să o afecteze, și asta în condițiile în care nu le-am stropit absolut deloc cu substanțe împotriva dăunătorilor și nici împotriva manei nu le-am stropit. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte, foarte mulțumită. Dar v-am spus, am emoții în fiecare an. Numai că și acum sunt pe calea bună, lucrurile merg bine. Și să sperăm că și de aici încolo ne vom bucura de aceste plante frumoase și roditoare, pentru că sunt niște plante roditoare. Cam acesta a fost materialul meu despre cum leg eu roșiile și cum le copilesc. La acest moment le și ud, pentru că deja este seară și pot să le ud, da? Au nevoie de apă. Sper să mă urmăriți și în continuare cu materialele pe care le voi realiza despre grădină, dar și cu tutorialele Do It Yourself. Iar până la următorul material, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc multă sănătate și numai bine!